Anul acesta, târgul de zilele Aradului funcționează în piața Avramiancu și pe strada Mețianu. Aceasta, din urmă, a permis chiar amenajarea unui colț al artiștilor. Fotografii, sculptorii sau pictorii sunt mulțumiți că se află împreună și se pot inspira unii de la alții. Noi o să participăm la fotoclubul ca în fiecare an. Majoritatea lucrărilor așa mari am de la expoziția personală ce am avut în aprilie. Și mai au și colegi lucrări de 30 pe 40, care au fost expuse la diferite expoziții în țară și peste hotare. Majoritatea fotografiilor expuse sunt peisaje din Arad. În rest, târgul propune cam aceleași produse, bijuterii handmade, îmbrăcăminte tradiționale românească și artizanat. Din punct de vedere al celor care vând pe aici, am înțeles că lumea și-ar fi dorit mai mult varianta din ceilalți ani. Ați o linie dreaptă și trec pe la fiecare standuri, așa mai pot fi. Nu puteau să lipsească produsele culinare. Oferta este bogată, dar arădenii se dovedesc a fi patrioți locali. Plăcinta de turnu este printre cele mai căutate. Sunt arădenii atrași de plăcinta de turnu? Atât arădenii cât toți cei care vizitează orașul. Ce se vinde cel mai bine din ce aveți aici? Vișină și brânză dulce. Toate sunt foarte bune, trebuie doar gustate. Care-i secretul lor? Nu pot să spun. Sunt făcute cu dragoste. Dacă între comercianți părerile sunt împărțite, clienții sunt mulțumiți de noua locație. Cum vi se pare târgul anul ăsta? Nu știu, acum am intrat. Locația, cum, e o idee mai bună aici decât... Da, da. Ce credeți că e mai bine aici? Locația, în primul rând. Și accesul, nu se blochează circulația. Îmi place. Locație. Îmi place. E mai bine aici decât unde era? Mai, că acolo era și circulație și era bine, e bine aici. Așa cum am văzut, actul artistic este parte integrantă a acestui târg. În fiecare seară, pe scena pe care o vedeți în spatele meu, se desfășoară și programe artistice. Astăzi, de exemplu, de la ora 19, elevii de la Liceul de Arte vă susțină un asemenea program. De asemenea, în zilele următoare veți putea aici, de la aceeași ora 19, pe cei de la Lupus Dacus, precum și pe Mario and the Teachers. Și de asemenea, după aceste spectacole, vor avea loc și mici concerte de muzică folk. În afară de târgul tradițional, zilele Aradului propun în continuare un program bogat. Spre exemplu, în această seară, până la miezul nopții, arădenii sunt invitați la bibliotecă, la muzee, la teatrul mare și la cel mic, precum și la filarmonică, pentru a se bucura de o nouă ediție a nopții instituțiilor de cultură.